Bună seara! Vă mai prezint un film inedit care s-a născut destul de greu. Spun greu pentru că el stă la baza unei teze de doctorat. Timp de vreo 7 ani a trebuit să mă plimb cu o bicicletă prin satele, prin cele 32 de așezări din țara Oașului și să caut subiectul pe care mi l-am ales pentru teza de doctorat, care a fost un subiect susținut în istorie și antropologie, Vendeta din țara Oașului. Cam ciudată această întâlnire a noastră din această seară, pentru că mă văd nevoit să-mi prezint filmul ca să vă fie mai ușor să-l înțelegeți. În urma cercetărilor mele, am ajuns la concluzia că într-un secol în țara Oașului s-au dus cu cuțitul în spate peste 2500 de tineri. Cu alte cuvinte, un sat întreg cu biserică cu tot s-a dus pe lumea cealaltă numai datorită folosirii cuțitului. Și filmul pe care vi-l prezint în seara aceasta și care n-a fost gustat și n-a fost acceptat atunci când l-am prezentat în țara Oașului, pentru că s-a ridicat un primar din Big Sad și mi-a zis în față: domnul Mihali, ar trebui o perioadă de timp să-ți schimbi numerele la mașină și să nu mai vii prin țara Oașului. Și eu l-am întrebat: de ce, domnul primar? Pentru că ai deschis foarte multe răni cu această carte și cu acest film. Și eu i-am răspuns: domnul primar, nu eu am deschis rănile. Voi, oșenile, ați deschis cu cuțitul. Și ce să vă mai spun, până și intelectualii mari ai județului Satu Mare, lăudându-mă la început și susținându-mi teza mea de doctorat, pe măsură ce timpul a trecut s-au îndepărtat de mine. Mă gândesc numai la poetul George Bulturescu, care n-a știut cum să mă mai laude și cât de mult să vorbească despre teza mea de doctorat, pentru că i-am trecut și lui la capitolul literatură 2 poeme care vorbesc despre cuțit. Însă timpul îi schimbă pe oameni. Și m-am interesat de ce mi-a interzis să mai trec prin țara Oașului primarul din Negrește Oaș. Și am aflat răspunsul la vreo 3 luni de zile. Pentru că în cartea mea era și tatăl lui, care la o nuntă a ucis cu cuțitul 2 oameni. Aceasta este povestea răscolitoare a acestui film care se numește Vendeta. Am filmat la mormântul unor tineri care s-au dus cu cuțitul în spate pe lumea cealaltă. Am filmat sfârșietoarea durere și bocetul mamelor. Ce să vă zic, Vendeta este la 50 de kilometri de Baia Mare, adică a existat o țară a Oașului unde oamenii și-au făcut singuri dreptate cu cuțitul. Au zis că e prea departe și prea mult să aștepte dreptatea și judecata lui Dumnezeu. În lume cât am trăit, Baros Vasile m-am numit. Să vă spun ce s-a întâmplat. Din armată m-am liberat și acasă am plecat. A venit un blăstămat pe nume Covacioan, cu cuțitul m-o tăiat și viața mi-o luat, cu altul m-o confundat. Eu, fără să fi băut, zilele mi le-am pierdut lângă hotel în Negrești.
tu, Vasile, nu mai ești. Eu viața o lăsai la 22 de ani, mi-o cântat cucu cu dor ca să mor tânăr fecior. În loc de căsătorie, moartea mi-a fost dată mie, să-i vedeți pe ai mei părinți, după mine ei tăt plâng și se întreabă cu dor, unde-i dragul nostru fecior? Cum nu-i pasă codrului că rupe-o rămurea, tot așa nu-i pasă criminalului de viață. Tu, Marie, sora mea, pe mine tot mă jăle, pe părinții mângâie, și acum, în încheiere, eu vă zic la revedere. Multă vreme am cercetat țara Oașului. M-a surprins de la început muzica lor arhaică și portul popular de culoare roșie precum sângele. Un geograf pe nume Ptolemeu spune despre oșeni că sunt urmași ausonilor, o populație de origine latină care ar fi venit cu 200 de ani înainte de Hristos din Sicilia și s-ar fi stabilit în Carpații Nordici. Am cercetat arhivele statului. Și în registrele de stare civilă am găsit în locul morților expresii ca ucis de sapă, lovit cu coasa, lovit cu piatra, ucis de cuțit. Toate aceste povești, adevărate drame, au fost culese și puse într-un film documentar care se numește Vendetta. Pagubă că n-am cuțit, că ai vede dealul împărțit și taurul s-a belit. Da, eu ai cântat Sărbățel, că eu nu mă pot de rad. Câte susținile mele, eu ai venit niciodată. Să este supărat. Și din una și din altă. Ioi. Ioi, când ați văzut la pățele. Eu nu mă pot de rane. Eu e zbărat în somnistă, dar la lume nu mă dau. La dansuri, când erau jocurile, băieții țineau cuțitele, laturea cu cizme. Mergeam, îi căutam de cuțite, le adunam, le închideam într-un dulap până a doua zi când nu-i joc. Sunt mai multe modalități, dar modalitatea principală este totuși să se producă așa o purificare sufletească prin cultură, prin știință, care să facă să apară pur și simplu ridicolă concepția veche, că mă,
tată, tău i-a făcut lui tata, nu, lasă că acum îți facă ție. Deci această primitivă lege, legea ta, Ion, acest curaj buiac, această manifestare de bărbăție neexplicată, explicată, dar nejustificată nici într-un caz, ei, toate ăștia ușor, ușor, nimeni nu va putea găsi niciodată formula. Păi a fost și alcool, a fost și bolile sociale, au fost multe, dar mai ales sângele ăsta tumultos, care nu rabdă ofensa. Nu rabdă ofensa. Uite, o întâmplare hazlei la Racșa, când a ieșit Mirele cu mireasă de la biserică, Mirele Ștop i-a tras două palme la mireasă. Toți verii au sărit cu cuțitele. Zice, stai, nu-i niciun bai, numai să știe că da moare gazdă. E un fel de orgoliu primitiv, orgoliu rural, și ăsta se manifestă mai ales în cazurile de jignire, în cazurile de mândrie. Am contribuit în mare măsură să fac acele lăcașuri pentru dans. Acum nu mi-am dat. Ciupercile. Și tot la sugestia mea s-a plasat în acelaia aeronautică, mai sus, să n-ajungă nimeni la vioară, să-i spargă vioara, că de obicei fiecare duminică era sacrificată o vioară. Ei, și acolo a apărut o chestie de folclor, o chestie de mândrie locală, o chestie de exacerbare a virtuților, poate în ghilimele, poate nu. Cine dansează sub gâtul cetării? Pentru acel loc de sub gâtul cetării la joc s-au produs zeci, n-au crime neapărat, dar conflicte, violențe și așa mai departe. Ei, acum vine povestea cu gâtul cetării. Când au mers în Bixad să joace acolo sub gâtul cetării, la plecare nu era în acela, dar era o scară sau era un nuc sau ceva era, dar era locul de bază. Acolo era o altă garnitură forte, tătarul Ion și alții care între timp au devenit vedetele numărul unu ale comunei Bixad și care nu cedau un milimetru din locul lor obținut prin contumacia celora, dar și prin prezența lor virilă, sănătoasă, oameni frumoși. Și apoi vă dați seama foarte pe scurt, a început o încăierare care a degenerat în fapte huliganice, nu omor, încât cele două bande nu se mai puteau suporta pe teritoriul comun și una a plecat pe un deal, cealaltă pe alt deal și numai prin emisar, prin ceva, le aducea mâncare chestii de. În sfârșit au plecat amândouă cetele cu o distanță de 10-20 de metri între ei, ca să nu facă niciun fel. Au sosit la tribunal Negrești, era zi de târg luna. Nu exagerez dacă spun că erau peste 1000 de oameni în jurul tribunalului, pentru că asta era eveniment, era pe baza simțurilor lor, locale, oameni care s-au afirmat în rău, în bine, prin voință, prin lașitate, prin toate ăștia, erau totuși eroi sau eroi în ghilemele, mai mult în ghilemele spre ei. Toate autoritățile raionale erau prezente în biroul la mine la tribunal și la ora 12 fix au intrat pe rând și au expus timp de 4-5-6 ore tot ce au avut pe suflet. Și apoi ce să vă mai spun, după câteva ore au semnat un adevărat tratat de pace, că nu se vor mai ciocăni, nici nu se vor ciocni decât pe linia justiției, dacă vă mai apare ceva între ei. Au plecat acasă și nu le-a fost suficient. S-au dus la biserică să depună amândouă aceste cete jurământ de pace, în timp ce în 7 localități apropiate trăgeau clopote. Era o chestie foarte bună. Mai nu-i doreare, mai văzcă! Nu-i doreare nicări! Nu-i ca sufletul mamei!
mami!